Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Sunt Cristina Soare și vă mulțumesc pentru că ați ales să ne fiți alături și astăzi la final de săptămână. În următoarele 15 minute aflăm povești parfumate din istoria trandafirilor. Vorbim despre omul care a oprit deșertul. Răsfoim, desigur, meteodicționarul și aflăm împreună date proaspete despre vreme. Mii de oameni au ieșit în stradă la Paris pentru a le cere guvernanților să fie mai îndrăzneți în măsurile adoptate pentru a combate schimbările climatice. Săptămâna aceasta, autoritățile de la Paris au început să dezbată o nouă lege legată de protejarea mediului, însă criticii legii spun că măsurile nu sunt îndeajuns de ambițioase pentru a limita drastic emisiile de dioxid de carbon și pentru a atinge țintele impuse prin acordul de la Paris. Legea își propune să reducă emisiile cu 40% până în 2030, însă există și voci care susțin că nu toate măsurile propuse de cetățeni au fost incluse în lege. Vulcanul activ din Islanda continuă să facă spectacol. Săptămâna aceasta, mii de oameni s-au grăbit să viziteze locul erupției, aflat la aproximativ 19 km de capitala Reykjavik. Motivul îl reprezintă spectaculosul râu de lavă care izvorăște din crater, alături de fântânile de lavă, un fenomen destul de rar. Pentru a se asigura că nimeni nu este în pericol, autoritățile islandeze au marcat un traseu de aproximativ 3 km de-a lungul zonei vulcanice și patrulează constant pentru ca oamenii să nu fie puși în pericol de gazele toxice. Specialiștii nu știu cât va dura erupția începută în 19 martie și spun că s-ar putea opri în câteva zile sau ar putea continua vreme de ani sau chiar decenii. Parcul natural Balule din Africa de Sud a găsit o metodă ingenioasă prin care să folosească tehnologia modernă pentru a proteja animalele de braconieri. Angajații parcului au montat telefoane inteligente în carcase rezistente, iar acestea filmează și transmit live imaginile surprinse către mii de paznici virtuali aflați în jurul lumii. Afectate de scăderea dramatică a turismului din cauza pandemiei, parcurile naturale africane s-au văzut nevoite să diminueze numărul patrulelor care supraveghează zonele protejate. Pentru parcul Balule, soluția a venit printr-un parteneriat cu un producător de telefoane și o firmă africană de IT, suplimentând astfel numărul paznicilor cu mii de ochi și urechi virtuale. De la lansarea platformei Wildlife Watch, peste 55.000 de oameni din întreaga lume s-au alăturat luptei împotriva braconajului. Iar invitația rămâne deschisă, a anunțat conducătoarea unității antibraconaj, cunoscută sub numele de Black Mambas. Compusă exclusiv din femei, unitatea folosește și ea telefoanele inteligente pentru a comunica sau pentru a surprinde în imagini eventualele activități suspecte. Situat în provincia Limpopo, parcul natural Balule adăpostește așa numitele mari 5 specii africane, rinocerul, leul, leopardul, elefantul și bivolul de apă. Protejarea acestora s-a dovedit dificilă în vremuri de pandemie, deoarece, de la începutul acesteia, unul din 5 paznici a fost concediat la nivel global, conform datelor strânse de World Wildlife Fund. Iată însă că tehnologiile de ultimă oră devin o armă în lupta împotriva braconajului, iar rezultatele se văd deja. Oamenii aflați acasă au alertat patrulele de apariția unor zgomote suspecte sau despre animale aflate în pericol. Revenim acum în România și vă invit să vedem împreună care sunt tendințele vremii la noi în țară în perioada imediat următoare. Iată că începutul de săptămână ne aduce vești bune, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, va mai ploua pe aici, pe acolo, însă veștile sunt foarte bune în ceea ce privește regimul termic, acesta va fi în creștere, iar luni și marți o să vorbim despre temperaturi maxime ce vor tinde spre 19 grade Celsius. Dar haideți să vedem în detaliu câteva temperaturi și fenomene de mâine din marile orașe ale țării noastre. Chiar dacă dimineața va fi rece, iată, vom avea 0 grade în Timișoara, în Iași, în Cluj-Napoca și în Brașov. La amiază, apariția soarelui va încălzi timid atmosfera, iar maximele vor tinde spre 15 grade. Cu detalii revin în câteva minute. Astăzi, meteodicționarul este foarte atent și observă fenomenele legate de vreme. Aflăm, deci, ce este o observație meteorologică. Știați? Observație meteorologică. Evaluarea sau măsurarea unuia sau mai multor elemente meteorologice în condiții de reprezentativitate și la ore sau termene standard pentru a fi comparabile cu cele din întreaga rețea de stații meteorologice. Să nu uităm nici când să iubim trandafirii, spune un celebru refren. Aceste flori speciale au devenit simbolul iubirii, fiind floarea preferată de îndrăgostiți pentru a-și declara dragostea.
Se pare că primii trandafiri au apărut în urmă cu 50 de milioane de ani. Probabil că strămoșii plantelor de astăzi nu arătau ca urmașele lor, rozele de astăzi. Însă trandafirul a trecut testul timpului, iar astăzi ne putem bucura cu toții de cele peste 100 de specii, care mai de care mai încântătoare. În mitologie, trandafirul era floarea sacră a zeiței Venus. De altfel, în limba greacă, cuvântul triandafila înseamnă 30 de petale, o descriere corectă a inflorescenței parfumate a trandafirilor de astăzi. O legendă spune chiar că trandafirii au apărut pe pământ atunci când Cupidon, zeul roman al dorinței, a picurat pe pământ nectarul zeilor, iar acolo unde au căzut picăturile au înflorit trandafiri. Tot romanii obișnuiau să-și atârne la gât ghirlande din trandafiri, iar tot ce se spunea sub semnul trandafirului era secret. Chiar și astăzi, culoarea trandafirilor poate avea diverse semnificații. Cei roșii simbolizează dragostea, cei roz, admirația și gratitudinea, cei albi, inocența și puritatea, iar cei galbeni, prietenia. Epoca modernă a trandafirilor a început în anul 1867, când un crescător francez a introdus în hexagon primul hibrid, La France, cu flori roz, foarte parfumate, un soi care putea fi folosit și pentru a face un ceai aromat. A urmat poate cea mai cunoscută specie hibrid din lume, denumită Pace, dezvoltată tot în Franța în anii 30. Numele l-a primit în 1945, odată cu încheierea celui de-al doilea război mondial, fiind, de altfel, floarea oferită tuturor delegaților prezenți la întâlnirea inaugurală a Organizației Națiunilor Unite de la San Francisco. Revenim în România și aflăm care sunt tendințele vremii în țara noastră în următoarea perioadă. La noapte, atmosfera se menține închisă, va ploua local în jumătatea de sud a țării și pe arii restrânse în rest. În sud și în sud-est se mai pot strânge cantități importante de apă. La munte, precipitațiile vor fi mixte, mai puțin la altitudini de peste 1500 de metri, în zona Carpaților meridional și orientali, unde va ninge și se va depune strat consistent de zăpadă. Și tot la munte, vântul va sufla cu putere. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 și plus 5-6 grade. Mâine, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, va mai ploua trecător prin sud, prin sud-est și prin centru, iar în Transilvania și prin zona deluroasă din Moldova sunt posibile precipitații mixte. Vântul începe să se liniștească, doar la munte va mai avea unele răbufniri, iar temperaturile vor fi în creștere, maximele vor tinde spre 15 grade. În București, la noapte, atmosfera se menține închisă, trecător va ploua, iar spre dimineață în termometre vom avea 5 grade. Mâine, mai ales în prima parte a zilei, va continua să plouă, însă după orele prânzului, cerul se va însenina. La amiază vor fi 12 grade. Poi mâine, vreme frumoasă, soare, nor strict decorativ și 18 grade. Și la munte vremea se încălzește, precipitațiile se răresc, doar la peste 1500 de metri trecător vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Așa cum vă spuneam, iese și soarele pe aici, pe acolo. Cea mai scăzută valoare va fi în Ceahlău, minus 2 grade, iar cea mai ridicată 6 grade cu plus în Stâna de Vale, în Predeal, dar și în Poiana, Brașov. Marți, vremea redevine frumoasă și se încălzește în cea mai mare parte a țării, mai puțin în extremitatea sud-estică și în cea vestică, unde vor fi ceva înorări și precipitații sub formă de ploaie. Marți, maximele vor tinde spre 19 grade. Cireșii au înflorit mai devreme anul acesta și nu doar în Japonia, ci și în capitala Statelor Unite ale Americii, Washington. Evenimentul a atras numeroși vizitatori, dornici să se bucure de spectacolul naturii și de o clipă de normalitate. Totuși, autoritățile parcului în care pot fi admirați cireșii înfloriți au anunțat că îi încurajează pe americani să privească florile de acasă, pentru a limita riscul de răspândire a virusului SARS-CoV-2. Cireșii de la Washington au fost plantați în urmă cu 101 ani, fiind un cadou făcut statului american de oficialitățile japoneze. Tehnologiile de ultimă oră ne-ar putea ajuta ca în viitor să ne întâlnim cu diverse celebrități, ba chiar să le adresăm întrebări și să aflăm mai multe despre viață, familia și cariera lor.
Primul actor celebru care și-a înregistrat memoriile virtuale este William Shatner, celebru pentru rolul capitanului James Kirk în celebra serie SF Star Trek. Shatner, care a împlinit recent 90 de ani, a petrecut mai bine de 45 de ore înregistrând răspunsuri la 650 de întrebări, ca parte a unui film interactiv creat de compania Storyfile din Los Angeles. Începând din luna mai, oricine are un telefon sau un computer conectat la internet va putea să-i pună întrebări versiunii virtuale a actorului, iar inteligența artificială va adapta răspunsurile corecte ale lui Shatner și va da un răspuns. În viitor, curioșii s-ar putea întâlni chiar și cu o hologramă, prin intermediul căreia celebrul capitan James Kirk ar putea ajunge la dumneavoastră acasă. Și dacă tot vorbim despre tehnologii de ultimă generație, vă spunem că Sofia, primul robot umanoid devenit o adevărată senzație la nivel mondial, nu este doar un exemplu perfect al modului în care ar putea arăta într-o bună zi viața noastră alături de roboți, ci și un artist desăvârșit. O piesă semnată de celebra Sofia a obținut mai bine de $688.000 la o licitație desfășurată online în sistem blockchain. Sofia a realizat lucrarea împreună cu artistul italian Andrea Bonaceto, iar rezultatul final este un filmuleț de 12 secunde și o lucrare fizică, un autoportret al Sofiei. Identitatea cumpărătorului rămâne un mister, însă proaspăta artistă cu acte în regulă s-a declarat încântată de reacția pozitivă a publicului. Vedem împreună acum care este starea vremii în Europa în această perioadă. Iată că în cea mai mare parte a peninsulei iberice, săptămâna începe cu vreme destul de bună în peninsula iberică, unde la amiază soarele va fi stăpân absolut, iar în termometre vor fi până la 22 de grade în Madrid. În țările vestice și în cele nord-vestice apar ceva înorări, dar și ploi. În țările sudice și în cele sud-estice, perioadele însorite vor alterna cu cele înorate și doar trecător va ploua. Vom avea 12 grade în Belgrad și soare strălucitor. În țările centrale, în cele nordice și în cele de răsărit, vreme amestecată, când soare, când nori, iar în peninsula scandinavă, iată că norii vor lăsa și precipitații sub formă de ploaie. Temperaturi de 6 grade vom întâlni în Helsinki, iar 7 grade în Moscova, în Stockholm și în Oslo. Iată și câteva fenomene și temperaturi de pe alte continente. Un bărbat din țara africană, Burkina Faso, demonstrează de peste 4 decenii că protejarea mediului începe cu un gest mic. A devenit cunoscut drept omul care a oprit deșertul, deoarece, în ciuda unei secete extreme care a afectat zona de nord a țării în anii 70 ai secolului trecut, Yacouba Sawadogo s-a încăpățânat să nu părăsească meleagurile natale. Yacouba Sawadogo a reușit să readucă viața într-o zonă afectată de o secetă cumplită în deceniul 7 al secolului trecut. Acum, la mai bine de 40 de ani de la primul copac plantat, bărbatul le împărtășește secretele succesului său și fiilor săi. Yacouba plantează puieții folosindu-și mâinile și priceperea, după datină. Astfel, a reușit să transforme solul arid al Burkinei Faso într-o pădure plină de viață. Metoda lui este simplă, însă i-a adus celebritatea în zonă. Cultivă plantele în gropi îndeajuns de adânci încât să capteze apa, un element esențial, mai ales în această zonă secetoasă aflată la marginea deșertului Sahara. Datele oferite de Ministerul Mediului din Burkina Faso arată că, anual, în țara africană, aproximativ 470.000 de hectare de vegetație sunt distruse de eroziunea cauzată de vânt, lipsa apei și pășunatul intensiv. În 40 de ani, Yacouba Sawadogo a creat o adevărată oază de 40 de hectare de salcâm țepos, arbor sada și alte specii. Acolo unde acum se înalță o pădure, a fost deșert. Niciun copac nu crește aici. De secole, metoda captării apei în puțuri a fost folosită de fermierii africani. Iar Sawadogo spune că nu se va opri din plantat, o dovadă a faptului că orice este posibil dacă există pasiune. Cu aceste imagini, emisiunea noastră de astăzi a ajuns la final. Până la următoarea întâlnire, adică mâine, nu uitați că ne găsiți pe YouTube, dar și pe Facebook, acolo unde așteptăm mesajele și fotografiile dumneavoastră care pot deveni imaginea zilei. Pe curând!